Ansamblul folcloric Meșteșul este un ansamblu reprezentativ al județului Sălaj, secție a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, care și-a propus să-și creeze o pepinieră de tineri dansatori, instrumentiști și soliști vocali, un demers de altfel firesc pentru conservarea cântecului și dansului popular din județul nostru. În acest scop, în luna octombrie anului 2011, a luat ființă ansamblul folcloric Meșteșul Junior. Un ansamblu format din tineri dansatori și soliști vocali cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Pe parcursul existenței sale, acest ansamblu a participat la mai multe festivaluri folclorice, atât în țară cât și în străinătate, în județele Sălaj, Cluj, Satu Mare, Constanța, Maramureș, Bistrița și Olt, iar în străinătate, în Albania. Coordonatorii ansamblului sunt Paula Morar și Radu Mureșan. Din luna octombrie anului 2022, ansamblului i s-a alăturat și Orchestra Populară Rapsozii Sălajului. Orchestră formată din elevi ai Școlii Populare de Artă și ai Liceului de Artă Ioan Sima din Zalău. Dirijorul acestei orchestre este domnul Gruții. De azi veți putea viziona două suite de dansuri de pe Valea Barcăului și un dans de sub cotru. De asemenea, vă vor încânta cu melodiile lor și solistele vocale Diana Hrăstășan, Lorena Daniela Chiorian, Lorena Ciupe, Denisa Gudia și Denisa Prunian, cât și soliștii instrumentiști Sebastian Solomonian și Luca Iepure. Vă rog să-i primiți cu aplauze! Thank you.
aștepta. Patima să strângă, să fie mult avea. Te-aș rupe de lume, să fii doar a mea. Să pun stăpânire, pa sufletul tău. Mi-am fi dor în tine și te-aș aștepta. Patima să strângă, să fie mult avea. Te-aș rupe de lume, să fii doar a mea. Să pun stăpânire, pa sufletul tău.
și montat. M-aș întoarce și n-am cum, aș pleca, n-am dat de drum. Sufletul mi-as la câșină caz. Când vin mândre sărbători, până inima mi trec din ori și mă n-opt în gând să mă întorc cât mai curând.
populară Rapsozii Sălajului. Așa înțelegerea voastră și felicitările noastre. Dar acum dați-mi voie să-i invit aici alături de mine, din rândul acestor copii, pe Lorena Ciupe, pe Denisa Budia și pe Luca Iepure. Să zic așa, cei mai talentați dintre cei talentați, care muncesc chiar și în weekend, și vă spun acest lucru pentru că în weekendul care tocmai a trecut a avut loc festivalul concurs de interpretare a cântecului popular Mândru Cântec Sălajan. Acești copii minunați au câștigat premiile întâi la secțiunea Canto Popular și și marele premiu Denisa.